Suntem în Franța, mai exact în Marsilia, al doilea cel mai periculos oraș din Europa, unde am venit să testăm o mașină care a stârnit cam multe controverse. Este vorba despre noul Ford Capri. Noi am testat versiunea premium, echipată cu două motoare electrice, iar culoarea aceasta exterioară se numește Blue My Mind. La fel ca și Explorer, noul Capri este dezvoltat pe platforma MB a celor de la Volkswagen. Dar, din punct de vedere al designului, acesta te duce cu gândul la vechiul Capri. În special la nivelul farurilor, care au această semnătură luminoasă cu patru elemente, iar ele sunt unite de un ornament negru din plastic, care evocă puțin grila vechiului Capri. Ford a pus accentul pe aerodinamică, tocmai de aceea avem aceste prize de aer reale. Și dacă tot vorbeam de aerodinamică, noul Capri are un coeficient aerodinamic de 0,26. Jantele pot avea dimensiuni cuprinse între 19 și 21 de inci. Mașina pe care o testăm noi are aceste jante de 20 de inci cu un profil aerodinamic. Și dacă tot vorbim despre partea laterală, avem acest plafon drept care te duce cu gândul din nou la vechiul Capri, dar și această formă curbată pentru montantul C. Plafonul plonjează în stilul SUV-urilor cu alură de cupe și ne îndreptăm privirea spre aceste stopuri LED care au acea semnătură luminoasă cu cele patru elemente, din nou care evocă vechiul Capri. Între cele două stopuri LED avem scris numele modelului, care este ascuns sub această protecție din sticlă, o premieră pentru Ford. Haionul este cu acționare electrică, iar el ascunde un portbagaj care are un volum de încărcare de 572 de litri. Sub acest planșeu mai ai un mic spațiu de depozitare unde, spre exemplu, poți să spui cablurile de încărcare. Bun venit la interiorul noului Capri. Habitaclul seamănă foarte mult cu cel al lui Explorer, pentru că până la urmă este una și aceeași mașină. Există însă câteva diferențe. Spre exemplu, acest ornament metalic de pe volan care te duce cu gândul la vechiul Capri. În spatele volanului avem un instrumentar de bord complet digital, iar displayul central al sistemului multimedia are 14,6 inci. El se numește Sync Move. De ce Move? Pentru că acest ecran poate glisa 30 de grade, iar sub el se ascunde un spațiu de depozitare. Nivelul de echipare premium aduce această tapiserie din piele neagră ecologică. Scaunele față au tetiera integrată, iar scaunul șoferului este reglabil electric pe 12 direcții și are chiar și funcție de masaj. Cotierea asta centrală foarte generoasă o știm de la Explorer. Ea are o capacitate de 17 litri, iar aici poate încăpea chiar și un laptop de 15 inci. În fața cutiei avem aceste două suporturi pentru pahare, iar aici două spații de depozitare pentru telefoanele mobile. Numai partea aceasta oferă și încărcare prin inducție. Cu sistemul de climatizare interacționez prin intermediul display-ului central. Scaunele față sunt încălzite încă din standard, iar volumul radioului îl controlez de la această suprafață tactilă care oferă și feedback haptic. Sistemul audio este semnat de către cei de la Bang & Olufsen și are și acest soundbar. Dacă tot suntem la nivelul bordului, haideți să vorbim puțin despre materiale. Aici avem un plastic destul de tare, un ornament care imită fibra de carbon, o inserție din piele ecologică, iar aici din nou plastic destul de tare. Volanul vine cu aceste butoane tactile și are funcție de încălzire încă din standard. Un spațiu de depozitare suplimentar regăsim și aici, sub tunelul central. Cam acesta este spațiul pe care l-ai pe banchetă în noul Capri. Eu am 1,92, nu ating cu genunchii în scaunul din față, chiar dacă este dat puțin mai în spate, iar cu capul sunt la limită. În spate, podeaua este plată pentru un acces mai facil, iar bancheta ascunde această cotieră centrală cu suporturi pentru pahare. Hai să vorbim puțin despre motorizări. Noul Capri poate fi comandat cu un singur motor electric, roți motrice spate, care oferă 286 de cai putere și o baterie de 77 de kWh, care promite o autonomie de până la 627 de km. Versiunea pe care o testăm noi este un Capri All-Wheel Drive, adică cu tracțiune integrală, două motoare electrice, câte unul pe fiecare punte, care oferă 340 de cai putere, o baterie de 79 de kWh și autonomie de până la 560 de km. Atunci când oferă 340 de cai putere, noul Capri ajunge la 100 de km pe oră în 5,3 secunde și are o viteză maximă de 180 de km pe oră. Bateria de 77 de kWh se poate încărca cu până la 135 de kW. Dar bateria pe care o avem noi pe acest Capri, de 79 de kWh, are o putere maximă de încărcare la stații rapide de 185 de kW. Nu uita, dacă ți-a plăcut review-ul nostru cu noul Capri, poți să te abonezi la canalul de YouTube automarket.ro.